v-am găsit, stimați telespectatori! Sunt Larisa Jușca și vă prezint știrile Autentic TV. Incendiu puternic vine seara la o clădire din Făget. Mai multe apeluri la 112 au anunțat faptul că în zona unde este clădirea se observă fum. Până la sosirea pompierilor, focul s-a extins cu repeziciune și a cuprins acoperișul clădirii. 16 pompieri au dus o luptă eroică împotriva flăcărilor în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce o casă din Făget a fost cuprinsă de flăcări. În jurul orelor 21 seara, mai mulți martori au observat că în mansarda imobilului ieșea un fum gros, moment în care au alertat autoritățile. La fața locului s-au deplasat de urgență 3 echipaje ale pompierilor, din care 2 autospeciale din Făget și una din Lugoș, care au luptat mai bine de 6 ore cu flăcările. Focul s-a desfășurat la etajul 1 și la mansarda imobilului. Din primele informații, incendiul a fost provocat de o sobă supraîncălzită care a rămas nesupravegheată. Mai mulți martori au declarat că imobilul de pe strada Gheorghe Doja abia a fost finalizat, proprietarul urmând să închirieze spațiile comerciale. Deocamdată nu se cunosc pagubele totale înregistrate în urma focului, însă acestea trec suma de 10.000 de lei, potrivit autorităților. Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit în urma incendiului. Thank you.
Bună seara! Un bărbat a ajuns sâmbătă la spital în urma unui accident produs pe strada Făgetului din Lugoj. Accidentul s-a petrecut în imediată apropiere a cimitirului ortodox după ce șoferul unui autoturism nu s-a asigurat la ieșirea de pe strada Brândușei pe strada Făgetului. Impactul dintre cele două autoturisme a fost foarte violent, una dintre mașini rămânând pe mijlocul drumului, în timp ce cealaltă a ajuns pe trotuar. Polițiștii au anunțat că doar șoferul vinovat de producerea accidentului a fost rănit și transportat la spital. Din cercetări a rezultat faptul că autoturismul Volkswagen a pătruns pe strada Făgetului fără să se asigure, fiind izbit în plin de autoturismul BMW care circula regulamentar. Au anunțat polițiștii sosiți la locul accidentului. La prima vedere, bărbatul a suferit răni ușoare, însă medicii se vor pronunța asupra leziunilor suferite doar după ce îl vor supune mai multor examene medicale. Circulația rutieră pe strada Făgetului s-a desfășurat alternativ pe un singur sens în timpul efectuării cercetărilor la fața locului de către poliție. Un câine a fost salvat de pompieri după ce a rămas blocat în apa înghețată a râului Timiș, în zona Plopi. Salvatorii au fost anunțați de o femeie că patrupedul se zbate la aproximativ 20 de metri de mal și au intervenit cu o barcă. Intervenția a fost dificilă, pompierii fiind nevoiți să spargă gheața cu un topor pentru a putea înainta și ajunge la câine. După câteva zeci de minute, animalul a fost scos nevătămat din apa înghețată și predat femeii care a anunțat pompierii. Acesta spune că patrupedul, alături de alți câini, a fost castrat de angajații Salpres și lăsați liber în zona bazarului, unde trăiește de mai mulți ani din mila comercianților. Nicula, Nicula,
Juli, dacă ați venit amândoi în partea din față, să încercați să împingeți de parte. Asta de la barcă. Hai. Să nu sar norodurile înapoi, că... Stai, mamă, stai că trag și eu. Dacă ne trage, ne trage pe amândoi. Nu o lăsați. Hai că mai am un nepot care tot așa se chinuie cu animalele ca voi. Mă, că ăla... Ăla uite, i-am vorbit cu el și-am zis că era să scapi el după legă, bă. Scutură-te acum. Da. Ia parul ăsta. Hai copilul, mamă, și zic. Ia parul. Da? Hai la, la mama. S-ar putea să pice când îmi toarce în barcă. Mă, lasă-l în pace, fierea mea. Da? Se bucură și el. Lasă-l acum că îl băgăm imediat în. Dragi telespectatori, atât pentru astăzi. Ne revedem mâine la aceeași oră. Rămâneți pe Autentic TV. La revedere!